După o bine meritată vacanță, handbaliștii de la CSU Politehnica Timișoara s-au reunit astăzi, ca în fiecare început de an, pe terenul de la Știința. La primul antrenament al handbaliștilor din 2013 a fost prezent și Milan Torbița, jucător sârb cu experiența Bundesligii și a campionatului italian. Ne dorim foarte mult să fie un an mai bun decât cel care tocmai s-a încheiat. Avem speranțe mari, ne dorim să facem performanță, jucătorii au înțeles și ei treaba asta, cei care n-au înțeles ne-am despărțit de ei. La plecări pot să-l anunț, după cum știți, pe Neluțu Stan, care, din păcate, după operația suferită anul trecut, nu a reușit și nu a înțeles că trebuie să revină la forma sportivă care i-a adus și lui rezultate și echipei la care a jucat. După ce Ioan Stan și Marius Vasile au plecat de la echipă, alvioleții încearcă să-și acopere golurile. Așa a ajuns la poli Milan Torbița, jucător ce poate acoperi posturile de inter dreapta și extremă dreapta.